În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, după praznicul de ieri, schimbării la față, din care mulți ați fost prezenți, și ați văzut unitatea duhovnicească dintre evlavia, trăirea, curăția și fericioria Maicii Domnului, pentru că suntem în postul ei, și dimensiunea dumnezeiască la care Iisus Hristos s-a ridicat pe muntele Tabor, adică arătând ucenicilor slava pe cât li se putea, o slavă care nu vine din înălțarea de sine sau din părerea de sine cine mi-s eu, ci de a arăta cu adevărat că este Fiul lui Dumnezeu, despre care însuși Tatăl a venit și a spus: acesta e Fiul meu iubit, pentru care am binevoit. Iată-L astăzi pe același Fiu, care vine la un mod cu totul simplu, văzând că e seară, văzând că lumea e trudită și obosită, și le spune: dați-le voi să mănânce. Și dacă ne uităm și gândim la această frază, de fapt, ce este hrana? Hrana este singurul lucru care întreține viața omului. De unde se și deduce că avem întâi o hrană trupească pentru metabolism și o hrană sufletească pentru suflet. Dar aici era vorba de mâncarea pe care trebuia să o dea apostolii. Și ce vom vedea? În momentul în care este întrebat: Doamne, dar unde să merg să iei la ora asta pâine? Dar de unde să iei la ora asta atâta mâncare? Ținând cont de țara Ierusalimului, care era o țară unde erau niște reguli stricte, orașele mici, raioanele, ca să spunem așa, cetățile mărunțele, iar pentru 5.000 de oameni, ca la, afară de femei și copii, și ca la 4.000 de oameni afară de femei și copii, că un evanghelist vede într-un fel și unul într-un fel, deci trebuia mâncare, nu glumă. Și atunci au spus: Doamne, nu avem nimic decât 5 pâini și 2 pești. Am să mă opresc asupra două feluri de pește. Și o să vorbim de botez și euharistie, care sunt legate de partea lichidă, deci vinul euharistic bezi dintr-o acesta toți, apoi botezul care spală păcatele, dar o să mă opresc asupra celorlalte 5 pâini. Și când folosim termenul de pâine, aici trebuie să vedem mai multe feluri de pâine și o să le luăm după Sfânta Scriptură. De ce le-aș lua după Sfânta Scriptură? Pentru că e cel mai ușor de înțeles. Dacă observăm noi la început, și trebuie să ne uităm chiar foarte dintr-un început, când Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva în rai, fiți foarte atenți, nu le-a spus: mâncați pâine. Din toți pomii să mâncați, dar din pomul binelui și răului să nu mâncați. Ce constatăm la prima vedere? Că oamenii fiind duhovnicești într-o etapă superioară, deci spiritualitatea sau spiritualizarea lui Adam era prin voință proprie până la îndumnezeire, el nu avea nevoie de o mâncare pe care să o mestece. De ce nu avea nevoie de o mâncare care să o mestece? Deci nu era nevoie să treacă cu plugul, cu combina, să treacă cu oala, cu cratița și cu aragazul, ci să hrănea din fructele acelui loc numit rai sau grădina raiului, și despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, că erau atât de dulci și de bune și erau atât de pline de har și de putere, încât se topeau în gura omului și el nici nu avea nevoie să mestece sau să digere. Deci erau ca o mâncare dumnezească, ca o mană. În momentul în care apare prima greșeală a neascultării și sunt izgoniți pe ușa din rai, auzim pentru prima dată termenul spus de Dumnezeu așa: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Interesant. Și de ce trebuie să ne pară interesant lucrul acesta? Motivul pentru care nu exista pâine în rai era prezența lui Hristos, care era pomul vieții. Deci eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Deci ce făcea de fapt Adam în rai?
De câte ori mânca din pomul vieții, se împărtășea euharistic cu Hristos. Se împărtășea în chip umbros, fără să-și dea seama, în chip neștiut și duhovnicesc, din Dumnezeu. De aceea se chema pomul vieții. Deci acela era Hristos în chip umbros, nevăzut și nepriceput minții adamice, pentru că taina era din veac ascunsă și de îngeri neștiute. În momentul în care această pâine ascunsă îl hrănea de fapt pe om și îi dădea viață veșnică, aceeași pâine care de data aceasta vine cu bătături și cu sudoare și cu transpirație, este pâinea pe care o rodește pământul. Dar trebuie adusă într-o stare din care omul să n-o facă. Vedeți că sunt două termene sau două terminologii în rugăciunea Tatăl nostru. În unele versiuni spune așa, pâinea noastră cea de toate zilele. Aici când ne referim la pâinea cea de toate zilele, ne referim la puterea de a munci și de a agonisi hrana de care avem nevoie. Dar când spunem pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Deci aici termenul este mai corect și ține de mâncarea euharistică, adică de Sfânta Împărtășanie, pe care o vom vedea, despre care Hristos spune așa. Aceasta este, deci în momentul în care face euharistia în Joia Mare, spune așa, luați, mâncați, acesta-i trupul meu. Deci omul a denaturat două lucruri deodată la intrarea în rai, la ieșirea din rai. A denaturat pâinea cea spre ființă și a dobândit o pâine blestemată cu spini, cu sudoare și cu pălămidă, așa să-ți rodească pământul și tu să trudești. Și a trecut pe pâinea cea pe care ne poate aduce diabetul sau ne poate aduce obezitatea sau ne poate aduce alte boli și de aceea îmblăm noi cu limba scoasă după pâine de tot felul și cu tărâță și graham și neagră și intermediară, dar ea este pâine, este pâinea biologică pe care, din care trebuie să ne hrănim. În schimb, Hristos în momentul când face euharistia acolo la munte, după ce, la, lângă Marea Galilei, după ce ține predica până seara târziu și ei sunt flămânzi și înstrăinați, le sfințește pâinea și o curăță, dându-i un alt sens spiritual pâinii, prin faptul că din cinci pâini s-a rupt și nu s-a mai terminat pâinea. Și-au mâncat și-au rămas, spun cei doi evangheliști, ca la 7 coșuri de fărâmituri și ca la 12 coșuri de fărâmituri. De ce au văzut evangheliștii? Unii au pomenit de 7 coșuri și unii de 12 coșuri. Când vorbim de 12 coșuri de fărâmituri, vorbim despre învățătura celor 12 apostoli care vor hrăni toate popoarele pământului și fărâmiturile sunt învățăturile care se vor arunca din neam în neam și din generație în generație până la noi. Și astăzi câte un creștin mai prinde câte o fărâmitură de pâine apostolică, dumnezească și prin împărtășanie își dobândește o stare de har. Să vindecă de o boală, să întărește în credință, își rezolvă o problemă, iese dintr-un necaz, rezolvă un impas, o stare proastă, o deznădejde, o descurajare, o scârbă, o teamă, o frică, o spaimă, tot ce vrei. Ei, dar mai mult decât atât, această pâine este o hrană vie care merge din generație în generație și ține viu ce? Suflul Duhului Sfânt din Biserica creștină. Deci biserica, v-am mai spus de atâtea ori, nu înseamnă doar pereți și picturi pe care le admirați. Aceasta este instituția în care ne rugăm. Adevărata biserică sunt sufletele creștinilor ortodoxi, botezați și altoiți în Hristos, care nu fac altceva decât să se umple de Duhul Sfânt prin rugăciune, prin post și prin Sfânta Împărtășanie. Și de ce spune că au mâncat ca la 5.000? Deci nu, nici nu știau exact, era cam fără de număr. Cete, cete! Erau cete pentru că așa sunt creștinii prin bisericile noastre ortodoxe. Dacă te duci acum în oraș și iei toate bisericile la rând, toate sunt pline cu creștini care sunt la biserică. Deci ei sunt cete, cete.
Iar când spune că erau ca la 5.000, adică ceva fără de număr, la vremea respectivă 5.000 era impresionant. Deci vroia să arate că mulțimea care îl urma pe Iisus nu era într-un număr relativ, ci era într-un număr major, necuprins de minte. Deci era și greu de numărat. Un alt lucru care trebuie să-l știm despre pâine, că nu ne-am terminat problema cu pâinea, în clipa în care Hristos a sfințit acea pâine și a mulțit-o ca la 12 coșuri, spune celălalt evanghelist, au rămas 7 coșuri. 7 taine avem în Biserica Ortodoxă, din care, vrând nevrând, fiecare gustă fără să-și dea seama. Unul gustă din preoție, unul gustă din cununie, unul gustă din maslu, unul din euharistie. Toți gustăm din botez și din mirungere. Toți gustăm din pocăință. Și atunci sigur că avem contact direct și dacă vă uitați în Sfânta Evanghelie, ce rămâne interesant? Un singur lucru. Orice carte ai citit, o citești și spui așa, a, da, am citit-o, o țin minte, cunosc subiectul și nu te mai uiți a doua oară pe ea, dar o lași în bibliotecă. Ei, Sfânta Scriptură este o alt fel de carte. În momentul când o deschizi și citești cuvintele Sfintei Scripturi, constați că sunt actuale și parcă se potrivesc în clipa aceea. De ce? Sunt cuvintele vieții veșnice. Sunt cuvintele care trezesc imediat conștiința, involuntar, de du-te și în casa unui ateu, du-te și în casa unui boier, du-te și în casa... Am fost prin multe case, de tot felul de categorii sociale și am rămas foarte mirat, de exemplu, de oameni putrezi de bani, care vorba aia, la ei viața se măsoară în teancuri, nu în bahnote. Și am zis, da, aveți Biblia. Da, părinte, zice, să știți că e o pasiunea mea și seara când am timp și sunt singur, îmi place să citesc din ea, dar să nu fiu văzut de nimeni. Deci, ai văzut că conștiința este trează în boier? Ai văzut că și el e cu mintea la Dumnezeu, e conștient că dincolo de zidul de bani și de avere stă totuși ceva care depășește normalul, adică vine spiritualul din noi. Deci vrând nevrând ne trezim spre realitate. Ei, această realitate a cuvintelor Sfintei Scripturi se numesc pâine. De aceea Nicodim Mândiț avea o vorbă înțeleaptă și spunea așa, o carte este o pâine. Deci dacă alegi între a da o pâine și o carte, dă o carte, că dacă dai o pâine se mănâncă, dar dacă dai o carte, ea va izvorâ mai multe pâini. De ce? În momentul în care omul crede și se roagă, el devine credincios, iar faptele lui sunt mai folositoare bisericii decât dacă ai miluit un sărac, a mâncat o pâine, te-a înjurat sau a aruncat-o sau nici nu i-a convenit că i-a dat o veche sau uscat. Alt lucru legat de pâine. Trecem și de cele 7 pâini și ne întoarcem la 2 pâini pe care le avem astăzi la dispoziția noastră. Avem pâinea alimentară pentru care trebuie permanent să facem rugăciune și biserica nu uită și insistă în permanență pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. De ce? Dacă vine un război sau o nenorocire, nu mai ai timp să strângi pâinea. Dacă vine o calamitate naturală, nu mai ai timp să strângi pâinea. Dacă vine o secetă, nu mai ai pâinea. Dacă vine o nenorocire sau o grindină sau un necaz sau o urgie sau un foc sau, Doamne ferește, ceva, nu mai poți să strângi pâinea. Și atunci trebuie să ne rugăm pentru aceste vremuri pașnice, pentru această îmbelșugare a roadelor pământului. Ați văzut, toată lumea a căutat, și dacă ne uităm atenți, aici avem 2 modalități. O să mă mai opresc asupra 2 feluri de pâine. Și am să vă dau un exemplu simplu și frumos. Iisus este luat de Duhul și dus în pustie. Și pe când postea 40 de zile și 40 de nopți, nimic mâncând și bând și gustând, a venit diavolul la el și i-a zis, fă pietrele acestea pâine. Și auzi răspunsul lui Iisus legat de pâinea alimentară, dar nu de ce orice fel de pâine, ci un fel de pâine anume. Nu va trăi omul numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Ia să fim foarte atenți. Deci, ce fel de pâine mai avem?
mai avem o pâine euharistică care în momentul în care masa noastră este binecuvântată când mâncăm, mâncarea noastră este cu sațiu. Și v-am spus de atâtea ori și chiar insist pe aceasta, ați văzut oameni săraci, simpli, ca să folosim un termen, că săraci sunt orbi, șchiopi, ologi, oligofreni, oamenii modești. Se mulțumesc cu o pâine sau cu două la masă, mănâncă toți și sănătoși, sau poate chiar mai și rămâne, iar cel care are multă, multă, multă pâine, și avem în Evanghelie un exemplu, mărindu-și hambar, le-a spus, bea suflete al meu, mănâncă și te veselește, că ai multe bunătăți pentru mulți ani. Și în clipa aceea s-a auzit glasul care spune, nebune, dar dacă noaptea aceasta se va lua sufletul de la tine, cele care ai adunat ale cui vor rămâne? Aici a vrut Iisus să pună accentul pe pâinile din Carantania, pentru că Satana n-a venit să-i spună de ești Fiul lui Dumnezeu, fă o pâine, fă pietrele acestea pâine, deci lăcomia pâinii. Și aici la lăcomia pâinii avem așa, pâinea cinstită, pâinea curată, pâinea murdară și pâinea necurată. Deci aceasta este pâinea cea alimentară pe care o mâncăm noi. Și țineți minte așa, pâinea necinstită. Aici, cei mai avizați și cei mai pedepsiți sau cei mai incriminați, cine sunt? Patronii sau șefii mari care trec și transformă pâinea cea de toate zilele în pâine necurată. Ce înseamnă? În vii și duminică la muncă. Nu mă interesează că e sărbătoare. Nu-i treaba mea, eu nu te plătesc să stai acasă. Nu mă privește pe mine treaba aceasta. Tu ești la muncă. Lasă, scoate icoana de acolo. De ce ai prins candela aia? De ce ai pus iconița aia? Pentru că sunt tot felul de oameni. Unii mai mieroși, unii mai evlavioși, unul simte nevoia să stea pe birou cu o candelă, altul cu o icoană, iar pe patron îl arde. De ce? Duhul cel rău din el nu-i permite să suporte ceea ce îl obstrucționează conștiinței. Și atunci, pâinea aceea pe care el ar vrea o cinstită, are în spatele ei următorul lucru. Blestem, lua-l ar dracu, ar crăpa, nu i-ar mai ajunge. Nu vă folosesc termenii, că îi spuneți voi la spovedit în hârtia de spovedanie. Ei, acele vorbe, dacă au suport spiritual, se duc spre acel om și îi distrug întreaga muncă. Și cum îi distrug întreaga muncă? Căutați dumneavoastră la un registru de comerț sau de înregistrare a firmelor să vedeți câte firme se înscriu și câte dispar și câte rezistă. Cele care rezistă au în ele suportul credinței în Dumnezeu și a nădejdii în puterea lui Dumnezeu. Chiar într-o țară economică și capitalistă. Să știți că capitalismul nu-i făcut de oameni. Capitalismul e făcut de Dumnezeu. Dumnezeu știe când să-l slobodă și când să-l șteargă. Oamenii doar gândesc legea, dar Dumnezeu le-a pus mintea. Uită-te câte firme dispar sau uită-te câți oameni se nenorocesc. Dar cum ați ajuns, domnule, în situația aceasta? Părinte, am avut 200 de angajați, am învârtit bani cu lopata, am extins, am făcut, am dat locuri de muncă, am dat pâine la toată lumea, am ajutat. Păi și cum ați ajuns în situația asta? Nu știu, părinte, nu-mi dau seama. M-am băgat în niște necazuri și niște datorii și niște bănci. Și... nici eu nu știu. Mi-a luat Dumnezeu mintea. Răspunsul dă singur. Mi-a luat Dumnezeu mintea. De ce ți-a luat Dumnezeu mintea? Pentru că nu i-ai cerut mintea de care ai nevoie. Deci tu nu i-ai cerut, Doamne, ajută-mă să mă îmbogățesc. Cine a spus lucrul ăsta? Avram, care avea turme peste număr. Cine a spus lucrul acesta? Iov, care aducea un bou de jertfă în fiecare zi, ca nu cumva familia lui să greșească lui Dumnezeu, măcar cu gândul. Dar în momentul în care tu pui munca pe primul loc, și nu mai e, adică Dumnezeu și-a permis în calitate de Dumnezeu, luați un lucru ieftin. Deci Dumnezeu și-a permis în calitate de Dumnezeu a șaptea zi să se odihnească și tu, mare șmecher de patron, muncești a șaptea zi. Ești mai tare ca Dumnezeu. Ei, acolo este blestemul și nebinecuvântarea și aceea se transformă în muncă necurată. Este o întâmplare scrisă la prologe pe la împăratul Justinian că au venit niște boieri demnitari, ăsta era mai credincios așa.
Și au spus, zice, împărate, ne-am gândit cum să salvăm împărăția de sărăcie. Vom lucra în sărbătoarea duminicii și tot ce câștigăm în această zi, pentru că e zi de odihnă, dăm săracilor. Și a spus, nu, să am un semn de sus. S-a rugat împăratul, a adormit și a avut un vis și i-a spus un înger așa, ce-ți scapă printre degete de săracilor, ce ții în mână ia împărăției, dar sărbătoarea cinstește-o, că altfel praful se va lege din împărăția ta. Și iată că avem acest semn că duminica nu se lucrează. Le mai spun și eu câteodată, părinte, dar duminica e vânzare în bazar, te duci după amiază la 3-4 când nu mai este liturghie. Părinte, să știți că am vândut până seara, aproape cât de dimineață. A avut grijă Dumnezeu de necredința ta să-ți o cinstească cu 3 lei acolo pentru că ai stat la Sfânta Liturghie. Pâinea necurată. Ce înseamnă pâinea murdară? Un alt element. Vin foarte mult sau e firesc sau e normal în societate, părinte, să știți că am făcut compromisuri. Dar de ce ați făcut compromisuri? Păi, părinte, am mai turnat pe ăla, am mai făcut rău lui ăla, l-am mai părât pe ăla, l-am mai urmărit pe ăla, m-am răzbunat pe ăla, i-am întors eu lui ăla că de cândva m-a călcat și m-a supărat. Deci, în momentul în care urci pe un pedestal călcând cadavrul altuia, aceea nu este o pâine cinstită. Și să vă dau o pildă simplă, îți spune patronul, uite, nu te dau pe tine afară, dar urmărește-mi mie aici cine nu-i bun. Dom'le, toți sunt buni, eu sunt rău. Dacă vrei să mă păstrezi bine, dacă nu fă cum îți place, nu învrăjbi să stăpânești. Pentru că nu este politică bisericească. Este adevărat un proverb care spune dezbină și stăpânește. Dar în Împărăția Lui Dumnezeu, iubirea nu-i ura și răutatea. Și dacă tu nu ai, conducători credincioși și nu ai supuși credincioși, totul se duce de râpă, că fără Dumnezeu nu faci nimic, a spus Hristos. Fără de mine nu puteți face nimic și cine n-adună cu mine risipește. Să ne uităm în jur cât risipezi. Ce înseamnă să mănânci pâine spurcată? Povestea unei prostituate de la spovedit, vă spun doar ca o glumă, nu ca o seriozitate. Părinte, zice, eu am fost vreo 2 ani în Germania și am trăit din lucrul ăsta, ce am avut să fac? Era muritoare de foame, trebuia să trăiesc cumva. Și am zis, da, dar nu e un lucru bun, poate că ar fi vremea să te oprești. Nu, că acum m-am oprit. Dar, zice, n-ar fi posibil, părinte, zice, poftim, zice, să se caute un sfânt. Deci, sugestia unei femei ușoare. Ea a făcut-o cu sinceritate, dar eu am interpretat-o la mintea ei. Uite, de exemplu, zice, cum e Maria Egipteanca, să fie patroana noastră adesunată, da mă, dar ea s-a pocăit, n-a rămas curvă până la moarte, a greșit în tinerețe, că era o copilă proastă și fără minte, și pe aia asta 40 de ani în pustiu Iordanului, până a mers pe sus și era înainte văzătoare, neștiind carte, scria cărți. Și zice, din banii care îi câștigăm și noi, că doar dacă se legalizează prostituția, asta mi-a explicat ea, că doar dacă se legalizează prostituția, țara câștigă. Băi, curul femeii, ultimul lucru din care trebuie să câștige țara, din capul femeii trebuie să câștige. Femeia naște prunci, ține casa, are minte, gospodină, nu prostie asta. Și a spus, da, dar și noi din banii ăștia se poate face o biserică să ne rugăm pentru păcatele noastre. Zice, băi, naștiu, să știi că e o idee foarte bună. Să o dai și tu la unul mai mare din ăsta care conduce biserica, zice, ce bă, are, dar zic, oricum te-ai rătăcit. Ei, același lucru este valabil în toate situațiile. Și am să vă dau o pildă. Tot, că este ministru, că este președinte, că este secretar de stat, că are o funcție mai mică sau mai mare, știi ce spune? Ei, lasă că fur și fac o biserică. N-ajută la nimic. Lasă că fur și dau la săraci. N-ajută nimic. Lasă că fur, dar dau și la cine n-are. N-ajută nimica. Fii tu corect și serios și du la biserică 5 lei sau 2 lei sau 3 lei sau 100 de lei. Dar du-i tu din salariul tău cinstit, din venitul tău cinstit, din profitul tău cinstit, din TVA-ul tău cinstit sau ce-ți costă acolo. Nu trebuie tu să tai 10% lui ăla, 3% lui ăla, să nu-i plătești lui ăla, să-l ții pe ăla de probă să nu-l încadrezi, să-i faci lui ăla nu știu cum și zice, băi, mi-am rotunjit venitul, nu l-ai rotunjit, l-ai spurcat de tot, pentru că spune în canonul bisericii, banul negustorului, banul curvarului, banul omului necinstit, banul
Celui care oprește plata slugii în biserică să nu-l primești, să-i dai foc și să-l arunci. De ce lucrul ăsta? Spune acolo Ioan Pusnic într-un canon al lui în Pravila Mare. Să-l duci la baia publică și să faci din el lemne de foc. Atâta poți să iei de banul nedrept. De ce? Pentru că nu știi lacrima și suferința celui pe care îl asuprești. Și ăla-i ban spurcat. Și mai nu mai spun acele funcții dobândite, iarăși trebuie să fiți foarte atenți și nu e o minciună, e o realitate. Știți, părinte, m-a avansat șeful, dar am fost nevoită să greșesc. Da, foarte bine ai făcut, ești foarte deșteaptă, ai luat examenul cu brio. De ce lucrul ăsta? Acei bani care ai câștigat tu în plus prin avansarea, prin păcat, se întorc împotriva ta tot ca un păcat. Trăiește din 6 milioane minimul pe economie și mai spală la o bucoană și calcă-i ceva și păstrează-te cinstită în familia ta sau față de soțul tău și te vei mântui. Pentru că degeaba aduni bani mulți cu păcat, spune Solomon înțeleptul. Mai bine puțină jertfă cu dulceață decât multe cu păcat. Pentru că casă peste casă vei adăuga, țarină lângă țarină vei adăugi și nimic nu vei moșteni. Deci așa spune înțeleptul Solomon în Proverbe. De ce v-am spus acest lucru cu pâinea spurcată? Să nu ne culcăm pe conștiință sau pe ureche, sau să vă mai dau o pildă. Nu-i de răutate, ci este de bună credință. Orice stat, orice guvern, orice localitate, deci tot ce înseamnă granița unei națiuni, ce are? Are oamenii de pază. Ce înseamnă oamenii de pază? Un SRI. O securitate. Ce trebuie să știi? Cine intră în țară? Cine iese? Dar în vremea lui Ceaușescu, deci în regimul comunist, ce fel de pâine se mânca? De exemplu, unii nu-și făceau datoria acolo unde a fost pus. El venea și spunea, cu tare a cumpărat aia, cu tare a făcut aia, cu tare a făcut aia. Păi tu nu pentru aia ai fost pus, frate. Tu ai fost pus să păzești un interes național. Și s-au umplut pușcăriile prin anii 50, 60, 70. Dacă vrei să-l distrugi pe unul, trebuie să-i spui atât. Ai chiabur, uneltește împotriva statului. E legionar, e împotriva comunismului. Și mureau oameni nevinovați. Mureau oameni nevinovați. Dar ei luau acolo pe lista de salariu ce? Luau bani. Ei luau bani pentru că făceau lucrul ăsta. Ei, aceia sunt bani spurcați și nenorociți care se întorc împotriva noastră la judecată. Deci nu este pâinea cea curată despre care a spus Hristos în sudoarea feței să-ți câștigi munca mâinilor tale. Deci trebuie să fim corecți și cinstiți pentru că se întoarce împotriva noastră. Este pâinea din Carantania de care a vorbit Satana. Satana i-a spus Fiului Lui Dumnezeu, fă pâini! Și omul începe să facă pâini. Merg doi la piață. Unul vinde cu 5 lei o kilă de grăunță. Cel ce o cumpără spune, a, l-am prostit, am luat-o ieftină. Nu spune, Doamne, ajută că am găsit și eu un kil de grăunță ieftine. Cel ce a vândut spune, l-am prostit, le-am vândut ieft, scump. Deci fiecare în mintea lui trăiește un sistem de gândire, nu-i întotdeauna sănătos. Deci și tranzacția într-o piață când o faci și pe aceea trebuie să o faci cu frica lui Dumnezeu. Da, frate, ți-am pus un leu în plus, i-a dat usul meu comercial ca să-mi plătesc toneta, curentul, mașina și papucii care îi rup până aici. Dar în momentul când tu trăiești pe ideea că l-ai înșelat pe aproapele tău, aia nu-i muncă cinstită. Și de ce spun lucrul acesta? De aici a spus Dumnezeu următoarea frază, nu va trăi omul numai cu pâine, adică să nu ne gândim numai la burtă și la stomac și la mâncare, ci și la tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu dai în cap, să nu ne îndreptățești pe aproapele, să nu urăști pe aproapele, să nu râvnești la ceea lui, să nu fii cu ochii asupra aproapelui la bunul lui cu vicleșug. Și asta e tot o pâine necinstită. Ați văzut? Stau ei și fac legi din astea, mă rog, moderne de corectitudine. Și spune, zice, trece DNA-ul, te verifică, trece anticorupția, te verifică, trece altă mai mare, te verifică, trece unul și mai mare, te verifică. Dacă nu iei de sus în jos, ei toți la rândul lor, au și ei la rândul lor, le trebuie câte o comisie să-i verifice, că nici ei nu sunt corecți. Deci cel mai mare corector al unei societăți este Dumnezeu și conștiința.
Când ai frica lui Dumnezeu, știi cât îți ajunge. Când ai frica lui Dumnezeu, știi cât îți trebuie să mănânci. Când ai frica lui Dumnezeu, știi unde să te oprești. Și, că, și să știți, niciodată nu veți vedea un om modest sau cinstit sau corect ca adună fără rost și fără sens. Dacă ai 10 case, ai timp să stai în fiecare zi în câte una nu. Dacă ai câțiva saci de bani și dormi de grija lor, ai timp să te odihnești? N-ai timp, că tot te gândești cum să-i numeri, să nu le scadă valoarea, să nu le scadă bursa sau prostii de astea. Ei, dacă n-ai conștiință, ai umplut o ala și ai mâncat, te-ai dus la biserică, te-ai rugat, ai venit acasă, ai muncit, ai liniște cu copiii, ai liniște cu soția, ai liniște cu familia și liniște peste tot. Și nu în cele din urmă, v-am spus, pâinea fără Dumnezeu. Să nu încercăm să credem că putem face vreodată ceva fără Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, mânia sau dreptatea Lui vine după noi ca un șarpe lung care să târie fără să ne dăm seama. Și auzim la sfârșitul vieții. Domnule, ce-i lipsea la omul ăsta? A paralizat. Domnule, ce-i lipsea la omul ăsta? A căzut ca bradul din picioare. Domnule, ce-i lipsea la omul ăsta? Uite, i s-a nenorocit copilul. Uite, i s-a accidentat cu tare. I s-a întâmplat cu tare. A dat un cancer cu tare. Deci, de ce sunt acestea? Sunt vergile lui Dumnezeu pentru îndreptarea sufletului pierdut pe cărarea cea dreaptă și bună. Adică, Isaac Siro avea o vorbă. Împacă-te cu Dumnezeu cât ești pe cale, ca să nu se împace cu el, să nu fie supărat el pe tine în vreme de mânie și război. Adică dacă noi ne împăcăm de aici din viață, că așa spune finalul Ecteniei, sfârșit creștinesc vieții noastre și răspuns bun la înfricoșata judecata lui Hristos să cere. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în pocăința o săvârșit la Domnul să cere. Și iarăși spune, cele bune și de folos sufletelor noastre, pace lumii la Domnul să cerem. De ce spune ectenile acestea? Ca să înțelegem că am avut o etapă a nebuniei, am avut o etapă a necunoașterii, dar am ajuns într-o etapă a pocăinței și a înțelegerii și, Domnule, gata, până aici mi-ajunge. Am curvit, m-am oprit. Am fumat, m-am oprit. Am băut, m-am oprit. Am făcut rău, m-am oprit. Adică, ce vrea să vadă Dumnezeu? Nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și cât de frumos spune acolo. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Și ultima, și cu asta am încheiat, că deja mi-a depășit timpul, spune așa, pâinea spirituală. Pâinea spirituală este așa, franzela care o cumperi din biserică și o faci anafără. E spirituală, e sfințită. Pâinea spirituală este sacoșa cu pâini ce o aduci de la piață și când ai pus masa, spui, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, sau mânca vor săraci și vor sătura, sau boda proste, Doamne, de mâncare, sau blagoslovește, Doamne, masă. Deci asta înseamnă pâine spirituală. Iar mai sus de pâinea spirituală este așa, pâinea care o întinzi de pomană, e tot o pâine spirituală, pâinea care o dai unui sărac sau la un praznic sau un parastas, e tot pâine spirituală. Și după ce ai trecut de pâinea spirituală, filantropia și binefacerea și omenia și celelalte, ajungi la pâinea euharistică. Aceea o dă Dumnezeu prin slujitori și prin preoți tuturor celor ce-L caută pe dânsul. Deci când spune Sfintele Sfinților, înseamnă că toți oamenii care doresc sfințenia și au viață de sfințenie și doresc să se sfințească, pot să vină să mănânce din Dumnezeu. Deci este îngăduit nouă, spune Sfântul Evanghelist Marcu și Matei, și a spus Hristos, acesta e sângele meu, alegii cele noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcaților și pâinea, și spune așa, aceasta s-o faceți într-o pomenire a mea în veacul veacului. Că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Auzi ce spune? La judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer. Cine mănâncă din ea, în veac nu mai moare. Deci, noi spre această pâine trebuie să ajungem. Deci, este ultima pâine pe lângă pâinea biologică care ne întreține metabolismul. Deci, de aceea Mântuitorul s-a adresat apostolului și le-a spus, dați-le voi să mănânce. Chiar dacă v-am mustrat, chiar dacă v-am certat, eu consider că astăzi ați mâncat. Amin.